Acatistul Sfântului Ierar Spiridon. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le plinești, vistierul bunătăților, ștătorile de viață, vino și te sărășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără tărecile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Troparul închinat Sfântului Ierar Spiridon. Soborului cel din tâi te-a arătat apărător și de minun făcător, purtătorule de Dumnezeu Spiridoane, Părintele nostru. Pentru aceasta, cu femeia cea moartă în groapă, Tu ai vorbit. Și șarpele, naur l-ai prefăcut, și când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună slujind cu Tine, preasfințite. Slavă Celui ce Te-a preamărit pe Tine, slavă Celui ce Te-a încununat, slavă Celui ce lucrează prin Tine tuturor tămăduiri. Condacul întâi. Apărătorului credinței, drept slăvitorilor, cuviosului Părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare, toți care, prin ale Lui înțelepte învățături, ne-am luminat cu credința, și să-i cântăm bucură de Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Icosul întâi. Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor Tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără judecată asupra credinței noastre, cu umilință te laudă cu cântări ca acestea. Bucură-te, ierarhul Mântuitorului Hristos, bucură-te, scăparea celor ce năzuiesc către Tine, bucură-te, îndreptătorul credinței, bucură-te, ajutătorul celor necăjiți, bucură-te că mintea păgânilor Tu întuneci, bucură-te că și Tu ai lucrat strălucirea credinței, bucură-te că pe potrivnici vitejește ai gonit, bucură-te cel ce pururea nouă te-a arătat purtător de biruință, bucură-te făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului, bucură-te cel ce cu blândețe primești la Tine pe cei care au greșit, bucură-te învățătorul dogmelor creștinești, bucură-te care cu negrită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Condacul al doilea. Deși nu avem îndestulată vrednicie și pricepere noi ticăloșii, pentru ca să răudăm cu potrivite cuvinte minunile Tale, dar pentru că din suflete curate și din inimi umilite îndreptăm către Tine aceste mărturisiri, primește-le, Sfinte Ierarhe Spiridon, de la noi, care îi cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Icosul al doilea. Care dintre noi păcătoși s-ar putea lăuda că rugăciunea lui cu vrednicie va fi primită de Tine? Dacă nu ne sârguim a stinge pornirea patimilor noastre celor trupești,
care sunt lucrare de la vicleanul diavol, dar prin înmulțimea înțelepciunii tale, socotind slăbiciunea firii noastre cu milostivire, pentru necazurile ce ne-au cuprins, primește cântarea aceasta. Bucură-te, Cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu! Bucură-te, Cel care fără învățătura filozofică ai fost lege apărător biruind pe filozofi! Bucură-te, Arhiereule împotobit cu darul Sfântului Duh! Bucură-te, comoara legii noastre cea mult prețuită! Bucură-te, de la care și cei mai învățați regiuitori s-au povățuit! Bucură-te, lauda arhiereilor și a dascărilor! Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos! Bucură-te, mustrătorul obiceiurilor celor rele ale ereticilor! Bucură-te că din pruncie ai fost plin de înțelepciune! Bucură-te că la soborul cel din tâi te-ai arătat mare învățător! Bucură-te care pentru lege te-ai luptat cu toată puterea! Bucură-te, Cel ce și astăzi de la noi credincioșii nu te depărtezi! Bucură-te, Sfinte Rare Spiridon, mare făcător de minuni! Condacul al treilea. Împovărați de multe ispite și noianul păcatelor celor mai vătămătoare aflându-ne astăzi, mare nădejde punem în tine, ierarhe, ajutorul celor fără de nădejde, mângâierea celor necăjiți, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre și împreună să cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Ecosul al treilea. Darul Duhului fiind cu tine, deși în tinerețe ai fost păstor turmelor celor necuvântătoare, la bătrânețe însă, fiind cu înțelepciune, ai știut a păstori și turmele cele cuvântătoare ale credincioșilor, și la soborul cel din tâi te-a arătat apărător și de minun făcător. Pentru aceasta ți-aducem cântarea. Bucură-te, episcopul Trimitundiei, bucură-te, lauda poporului celui credincios! Bucură-te, tămăduirea bolnavilor, bucură-te că ești rugător lui Dumnezeu pentru cei cuprinși de patimi! Bucură-te că din primejdii mântuiești pe cei ce aleargă la tine! Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor trupești și sufletești! Bucură-te că oricine aleargă la ajutorul tău nu este neajutorat! Bucură-te, tămăduitorul rănilor celor de moarte, bucură-te că la orice întâmplare, fiind chemat, ești grabnic ajutător! Bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te, nădejdea tuturor! Bucură-te, acoperământul și scăparea noastră! Bucură-te, Sfinte Rare Spiridon, mare făcător de minuni! Condacul al patrulea. Mult milostive Părinte, primește rugăciunea aceasta noastră a păcătoșilor și cu obișnuita ta bunătate și milostivire mijlocește către ziditorul tuturor, pentru ca să dăruiască vindecare și sănătate robilor săi, celor ce te cheamă în ajutor și cu tine cântă lui Dumnezeu, aleluia! Icosul al patrulea. Astăzi, stând înaintea icoanei tale, noi nevrednici, ca și când ne-am aflat chiar înaintea moaștelor tale, de care bogăție suntem lipsiți și mărturisim minunele tale, Sfinte Rarhe Spiridon, ascultă această puțină rugăciune și întinde dreapta ta cea puternică și binecuvântătoare spre ajutorul nostru, pentru ca după vrednicie să săvârșim cântarea aceasta. Bucură-te, Cel ce ești cu îngerii slujitor, bucură-te că ești și cu oamenii cu trupul petrecător. Bucură-te, Cel al cărui trup astăzi săvârșește minuni, bucură-te că încălțămintele tale slujesc drept dovadă. Bucură-te, odor neprețuit al ostrovului Corfu, bucură-te că ale tale minune în toată lumea s-au vestit. Bucură-te, Cel ce nu cruți osteneala pentru a face binele, bucură-te, ajutătorul celor ce știu minunile tale. Bucură-te, stâlp neclintit al creștinătății, bucură-te, lauda patriarhilor și a cuvioșilor monahi. Bucură-te că slujind în biserică serafimii te umbreau, bucură-te prin care slujba sfintelor cu vrednicie săvârșeai. Bucură-te, Sfinte Rare Spiridon, mare făcător de minuni! Condacul al cincilea. Așa precum la ostrovul Corfu, unde sunt moaștere tale, cu milostivire cercetezi și vindești toate neputințele poporului celui binecredincios, care așteaptă ajutorul tău, îndură-te și de noi, nevrednicii,
Trimite ajutorul tău și ne izbăvește de durerea care ne-a cuprins. Întărindu-ne cântare Dumnezeu, cântarea aceasta, aleluia! Icosul al cincilea. Pentru ca să arăți marea ta milostivire neamului omenesc, tu izbăvești din nevoi pe cei ce se învăluiesc în călătoria pe marea lumii. Când cer ajutorul tău puternic și din adâncul inimii te laudă cu graiuri ca acestea, bucură-te, cârmuitorul cel prea bun al corăbilor celor învăluite! Bucură-te, scăparea deznădăjduiților înotători! Bucură-te, alinarea valurilor tulburate! Bucură-te că prin suflarea ta valurile se potolesc! Bucură-te că risipești cu rugăciunea ta furtuna! Bucură-te că se luminează prin a ta mijlocire întunecimea norilor! Bucură-te că ești tare ajutător celor de tuneți spăimântați! Bucură-te, izbăvitorul celor înfricoșați de săgeata fulgerului! Bucură-te că tu, mijlocind către Mântuitorul, ne izbăvești de orice primejdii! Bucură-te, nădejdea și scăparea noastră de acum! Bucură-te și pentru noi, păcătoșii, care în toate primejdiile la tine năzuim! Bucură-te pentru că nimeni din câți aleargă la tine nu rămâne fără ajutor! Bucură-te, Sfinte Rahe Spiridon, mare făcător de minuni! Condacul al șaselea. Cinstitorule de Dumnezeu și Dumnezeiescule Spiridon, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta și prin Sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni. Ne izbăvește de războiul ce ne înfricoșează, precum ai izbăvit pe cei care erau învăluiți în mare, când au chemat ajutorul tău, pentru ca și noi, ca aceia, să aducem lui Dumnezeu cântare, aleluia! Icosul al șaselea. Ierarhule al lui Hristos, cinstite slujitor al darului, solește nouă păcătoșilor mijlocirile tale cele bogate către Stăpânul, pentru ca să ne învrednicim noi păcătoșii a ne împărtăși de bunătățile sufletești și trupești cele făgăduite credincioșilor creștini și să scântăm. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, Ierarha lui Hristos, bucură-te, cinstite slujitor al darului, bucură-te, vindecătorul bolnavilor, bucură-te, mir care alungi toată durerea, bucură-te, roua cea răcoritoare de fierbințarea patimilor celor mai cumplite, bucură-te că prin ale tale rugăciuni slăbănogii se întăresc, bucură-te de aproape ajutător al celor cufundați în multe primejdii. Bucură-te că tu roși pe Domnul pentru toți cât se află pe patul durerilor. Bucură-te că și noi păcătoși de la tine cerem ajutorul. Bucură-te că văzând chipul tău pe icoană, toată durerea ni se alină. Bucură-te, mare mângâietor al celor ce pătimesc. Bucură-te, tare sprijinitor al celor neputincioși! Bucură-te, Sfinte Rahe Spiridon, mare făcător de minuni! Condacul al șaptelea. O prea milostive și mult îndurate, Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor Tăi, ci le ajută și miluiește cu iubirea Ta de oameni, izbăvindu-i de toate asupririle și de tot necazul care i-a cuprins din pricina mulțimii păcatelor. Și precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, așa ridică și pe robii tăi din primejdea în care se află. Pentru rugăciunile sunt Ierarh Spiridon, cu care împreună scântăm, aleluia! Icosul al șaptelea. Toate puterile cerești, lăudând credința ta cea tare către Dumnezeu, cu tine împreună slujezi iditorului lumii celui fără de început, iar noi, nepricepându-ne de altă rugăciune, să aducem aceste cuvinte de laudă. Bucură-te, Cel care ai strălucit credința prin minuni, bucură-te că prin credință ai putut face minuni. Bucură-te că rugăciunile tale niciodată n-au rămas neascultate, bucură-te, înțeleptule rugător către Dumnezeu. Bucură-te, tămâie bine primită înaintea Domnului, bucură-te, Cel al cărui rugăciune au scăpat suflete din primejdii. Bucură-te, Cel ce biruiești puterile celor fără de lege. Bucură-te, tare ajutător al credincioșilor, bucură-te, tăria cetăților celor locuite de popoarele dremăritorilor. Bucură-te, nimicirea zidurilor celor tare al celor fără de lege. Bucură-te că tiranii sunt biruiți auzind de puterea credinței tale.
Bucură-te, temelie asupra căreia s-a așezat semnul crucii. Bucură-te, Sfinte Rahe Spiridon, mare făcător de minuni! Condacul al optulea. Toți ocărmuitorii binecredincioși, având nădejdea către tine în orice întâmplare, nu se vor rușina, Sfinte Rahe Spiridon, fiind tu creștinătății mare folositor. Pentru aceea nu trece cu vederea și ale noastre rugăciuni milostive. Și ne ajută și ne izbăvește de toate nevoile, măcar că suntem nevrednici de această dobândire. Și vom cânta împreună cu tine lui Dumnezeu, Aliluia! Icosul al optulea, având puterea darului primită de la Dumnezeu, tu ai prefăcut seceta în ploi, precum și mulțimea prisositoare a ploilor prin ale tale rugăciuni sfinte s-a contenit. Și de foamete aceea înspăimântătoare a scăpat poporul cel ce o aștepta, risipindu-se jinnițile strângătorilor de grâu pentru care cântăm ție acestea. Bucură-te scăparea celor amenințați cu foametea, bucură-te că tu ca altii ai prefăcut seceta cea tare a vremii în ploi. Bucură-te cel prin ale cărui primite rugăciuni s-au oprit ploile cele prisositoare. Bucură-te nădejdea cea bună a lucrătorilor de pământ, bucură-te mulțumirea celor ce seamănă cu credință. Bucură-te secerișul cel îmbelșugat al semănătorilor, bucură-te cămărașul cel bogat al săracilor. Bucură-te că în orice vreme de secetă cerând ajutorul tău îl și dobândim. Bucură-te că de la tine primim ajutor pururea, bucură-te mângâierea celor cuprinși de nevoi. Bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te țarină bine roditoare, bucură-te Sfinte Rahe Spiridon, mare făcător de minuni. Condacul al nouălea. Făcătorule de minuni, Sfinte Rahe Spiridon, după cum în vremea lui Constantin și a lui Constanțiu, prin ale tale rugăciune ai izbăvit poporul de primejdii, aducând peste semnăturile lor ploi hrănitoare și risipind jinițile strângătorilor de grâu. Așa și astăzi trimite mila ta asupra poporului ce locuiește în țara aceasta, dăruindu-i îmbeșugare și timp roditor pentru ajutorul sărmanilor și al pruncilor, cu care împreună vom cânta lui Dumnezeu, Aliluia! Icosul al nouălea. Când ai auzit pe săracul acela cerându-ți ajutor la necazurile lui, nu l-ai depărtat prin cuvinte întristătoare, nici l-ai deznădăjduit de la bogata dobândire, ci prefăcând șarpele în aur l-ai dat lui cu binecuvântarea ta, spre întrebuințare și l-ai scăpat din cumpăna nevoilor pentru care auzi această laudă. Bucură-te bogăția săracilor, bucură-te ajutorul celor lipsiți, bucură-te că ai schimbat șarpele în aur. Bucură-te că ai prefăcut firea jivinii în metal, bucură-te că prin aceasta ai rătat netrenicia metalului cea amăgitoare. A fi de trebuință numai în cere de folos. Bucură-te că prin aceasta săracul s-a mântuit, bucură-te că ai rătat minunea ta împrumutătorului. Bucură-te că prin rugăciunea ta iarăși în șarpe s-a prefăcut aurul. Bucură-te comoara neîmpuținată a săracilor, bucură-te cel ale cărui daruri mintea noastră nu le poate judeca. Bucură-te vistierul darurilor lui Hristos, bucură-te că averea lumii acestea nu ți-a trebuit. Bucură-te Sfinte Rahe Spiridon, mare făcător de minuni. Condacul al zecelea. Asemenea săracului acelea socotindu-ne și pe noi, care suntem sărași de faptele cele bune, dăruiește-ne ajutorul tău cu care biruim toate pornirile vrăjmașilor deasupra noastră și năvălirea șerpilor otrăvitoare de gânduri, care se luptă cu noi neîncetat să dobândim cele spre folos pentru viața aceasta și pentru cea viitoare, cântând împreună cu tine lui Dumnezeu, Aliluia! Icosul al zecelea. Cine nu se va înfricoșa de lucrurile tale când va auzi cum cea moartă din mormânt ți-a răspuns când ai întrebat-o și cum au fost izbăviți corăbierii de necare pentru zavistuitul pe care l-ai izbăvit de la moarte și pentru toate minunile tale tot să aducem această laudă. Bucură-te ajutorul văduvelor, bucură-te descoperirea lucrurilor celor neștiute, bucură-te că și cea moartă ți-a răspuns pentru credința ta. Bucură-te că răspunsul acela a făcut pe cei necredincioși să amuțească.
Bucură-te că tu toate acestea le-ai făcut pentru credință. Bucură-te că ai săvârșit minuni de care s-au îngrozit aleșii păgânilor. Bucură-te că pentru slava ziditorului ai voit a face acestea. Bucură-te că bunătățile pământului nu ți-au trebuit. Bucură-te că ai adunat avuțire tare în cer, bucură-te că și astăzi tot de acolo se revarsă milele tale. Bucură-te și pentru noi, care mulțumim ție pentru toate că ne dăruiești. Bucură-te că pentru toate cântăm ție, bucură-te! Bucură-te, Sfinte Rahe Spiridon, mare făcător de minuni! Condacul al 11-lea. Auzind cea moartă, glasul tău din mormânt ți-a răspuns la întrebarea ce ai pus. Și precum cu credință ai făcut trupul cel fără suflare să dea glas, așa cu milostivire, fă și trupurile noastre acestea lipsite de bunătăți, să dobândească sănătate și mântuire pentru ca și noi împreună cu tine, Sfinte, să aducem lui Dumnezeu cântare, Aliluia! Icosul al 11-lea. Doctorul sufletelor și a trupurilor, Sfinte Ierarhe Spiridon, care pe împăratul Constantin l-a izbăvit de boala ce avea și pe copilul femeii cele de atunci l-a întors la viață, întoarce și ticăroasele noastre suflete cele moarte de mulțimea păcatelor ce le-au cuprins din îndemnul diavolului și primește spre plată mulțumirea aceasta. Bucură-te tămăduirea credinciosului împărat, bucură-te scăparea copilului femeii cel ce era pe moarte, bucură-te că prin tine a fost bucurată mama copilului celui vindecat, bucură-te bucuria maicilor celor iubitoare de fii, bucură-te a zis ție împăratul Constantin, bucură-te ți-au cântat cu lacrimi femeia aceea și fiul său, bucură-te cel ale cărui leacuri nu sunt amăgitoare. Bucură-te scăparea femeii celei desfrânate care a îndrăznit a se atinge de tine. Bucură-te că văzându-o desfrânarea ei, pocăindu-se, s-a curățit. Bucură-te a strigat ție desfrânată aceea dacă a scăpat de păcate. Bucură-te tămăduirea trupurilor noastre, bucură-te izbăvirea sufletelor noastre. Bucură-te, Sfinte Rahe Spiridon, mare făcător de minuni. Condacul al 12-lea. Nu cere mai multă îndurare de la tine, Părinte, decât ai arătat tuturor acelora care mai înainte de noi au ajuns la ajutorul tău și pentru numele tău și mijlocirea ta, au dobândit de la împăratul cerului și al pământului vindecare bolilor, sănătate și sporire către cere de folos, pentru ca precum aceia, așa și noi împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Icosul al 12-lea. Nu ne da morții prea fericite precum pe femeia cea căzută în păcatul desfrânării, măcar că și decât dânsa suntem mai păcătoși. Pentru că noi, rușinându-ne de faptele noastre cele ce din tinerețe ne-au cuprins, nu ne vom îndoi a mărturisi păcatele noastre către tine și a cere ajutorul tău cu graiuri ca acestea. Bucură-te mărturia celor ce și-au mărturisit păcatele către tine și s-au pocăit. Bucură-te mustrarea celor ce cu viclenie tăinuiesc păcatele lor. Bucură-te că nu suferi pe cei ce petrec în nelegiuiri. Bucură-te că te-ai arătat folositor tare celor ce s-au pocăit. Bucură-te că tu ai slobozit limba mândrului diacon ce se oprise spre smerire. Bucură-te că tu ai întors capra de la cel ce o răpise aducându-o la stăpânul ei. Bucură-te că tu mai înainte ai descoperit lucruri neștiute care aveau să fie. Bucură-te că mulți, văzând minunele tale, au venit la credință. Bucură-te că și noi de la tine așteptăm tămăduire. Bucură-te și ne fii mijlocitor pentru iertarea păcatelor noastre. Bucură-te că ai bucurat cu minunele tale tot neamul creștinesc. Bucură-te astăzi și pentru noi păcătoși și ne miluiește. Bucură-te, Sfinte Rahe Spiridon, mare făcător de minuni! Condacul al 13-lea. O prea bunule și întru tot lăudatule, Părinte Spiridon, primind acest dar de acum, fi mijlocitor către înduratul Dumnezeu ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și a sa iubire de oameni, să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi cu tine împreună să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia!
O prea bunule și întru tot lăudate, Părinte Spiridon, primind acest dar de acum, fi mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și a sa iubire de oameni să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi cu tine împreună să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. O prea bunule și întru tot lăudate, Părinte Spiridon, primind acest dar de acum, fi mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și a sa iubire de oameni să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi cu tine împreună să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Apoi se zice iarăși cosul întâi. Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinței noastre, cu umilință te laudă cu cântări ca acestea. Bucură-te, ierarhul Mântuitorului Hristos, bucură-te, scăparea celor ce năzuiesc către tine. Bucură-te, îndreptătorul credinței, bucură-te, ajutătorul celor necăjiți. Bucură-te că mintea păgânilor tu o întuneci. Bucură-te că și tu ai lucrat strălucirea credinței. Bucură-te că pe cei potrivnici vitejește ai gonit. Bucură-te cel ce pururea nouă te-a arătat purtător de biruință. Bucură-te făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului. Bucură-te cel ce cu blândețe primești la tine pe cei ce au greșit. Bucură-te învățătorul dogmelor creștinești. Bucură-te care cu negrită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți. Bucură-te, Sfinte Rarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Condacul întâi. Apărătorului credinței drămăritorilor cuviosului Părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare. Toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Rarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, patriarh, mitropolis, episcop, preos, diacon, cler, biserice și monahal, pe tot poporul Dumnezeu necăjit și întristat care trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pe toți care ascultă acest acatist închinat Sfântul Erar Spiridon al Trimitundei, marele făcător de minuni, împreună cu toți cei din casa și familia lor și pe toți care se află bolnavi în spitale și la casele lor, pe toți care suferă cumplit, pe toți care se află în călătorie, în slujbe, în armată, în închisori, pe orfan, pe văduș, pe vădă, pe cei înfiați în orfelinate, din azile de bătrâni spale boli nervoase care rabdă foame, este frig în primejdii cumplite, și pentru casă risierte lor și nouă tuturor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune, Părinte, binecuvintează! Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea ce se de viață făcătoarei cruși, cu rugăciunile Sfintelor Slăvitelor Puteri Cerești, cu rugăciunile cinstitului Slăvitului Proroc înainte mergătorul și botezătorul Domnului Ioan, cu rugăciunile Sfinților Slăviților întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Erar Spiridon, alt episcopul Trimitundei, mare făcător de minuni, cu rugăciunile Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne minuiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.